tot ce avem în corpul nostru este acumulat în timp din ce am făcut noi și ce am mâncat. De asta e foarte important, normal, să ne imunizăm prin nutriție. Ce înseamnă? Că să mâncăm ce este sănătos, care ajută imunitatea noastră să se ridice și să se lupte împotriva toate pericolele care le avem în jurul nostru în perioada, în orice perioadă și mai ales în perioada când de iarnă. În general, trebuie să folosim orice ingredient, iar chestii care este proaspăt. Ce înseamnă? Care este în sezonul respectiv. Cum e acum, exemplu, suntem în toamnă, trebuie să folosim ingrediente care le găsim în fructele sau legume, care le găsim în toamnă. Cum e, exemplu, fructele, cum e portocale, lămâie, cătină, legume, putem să luăm dovlacul, care este foarte important, care ridică imunitatea noastră la cote maxime. În general, ce găsești în sezonul respectiv, te pregătești într-un fel sau altul pentru următorul sezon. Toate ce ți-am zis acum despre ele sunt toate pline cu vitamina C. Pline cu vitamine care te ajută să ridici imunitatea. În general, toate bolile se găsesc iarna și mai ales când începe să scade temperaturile. Toate fructele care le găsești în toamnă și în iarnă sunt pline cu vitamina C. Iarăși, e foarte important să mâncăm ceapă, usturoi, și asta ne ajută să ridicăm imunitatea în cote maxime. Dovleacul, în general, poți să-l folosești în mai multe feluri. Cel mai important, să nu-l asociezi, să-l scoți tot ce e bun din el. Ce înseamnă? Că poți să-l pui pur și simplu în cuptor, cu puțin zahăr, sau puțin miere, aș prefera eu să aibă miere, să-l consum așa cum este el. Să-l folosești în supă, în orice fel, poți să-l asociezi în orice fel. Dar să-l consum el, fără să-l adaugi lucruri care poate să-l strice. Cum am zis, zahărul, că dacă l-ai făcut plăcintă cu miere și ai pus o plăcintă cu, sau cum se face plăcintă cu miere, că este plină cu zahăr, l-ai stricat. Trebuie să pui dulce, dar să fie dulce sănătos, care te ajută mai bine decât să distrugi ce ai făcut. E foarte important în perioada asta să nu facem, adaptăm un regim sau un ceva să ne scadă grăsimea care o avem în corp. Ce înseamnă? Celulele noastre, în general, protecția lor este un strat de grăsime care are este un fel de centură în jurul celulei. Și dacă adaptezi un stil de viață care e lipsit total de grăsim, o să subțiezi zona aia de protecție al celulelor, atunci o să fii mai atacat. Deci trebuie să ai un... Când faci un regim, să nu-l faci prin auzite. Trebuie să-l faci pe necesitatea care o ai tu și care trebuie corpul tău. În general, noi, în perioada asta, corpul nostru vrea să pune grăsime, să depune grăsime. Că intrăm pe zonă rece și grăsime, în general, te încălzește. Și corpul nostru vrea să adaugă cât mai multe grăsime. Și trebuie să te lupți, să ai o luptă între să iei grăsime, da, să iei cât trebuie exact, nu mai mult, nu mai puțin. E foarte important. E foarte importantă și foarte benefică. Este un fel de zidul la fiecare celulă pe corpul nostru. Este un zid de grăsim acolo care are un fel de protecție să nu se intră virusul în interiorul acestei celule. Nu le recomand fast food-uri, lucruri foarte procesate, mâncare foarte gătită. Și legume, dacă vrei să mănânci legume și le-ai mâncat procesate sau gătite foarte mult, nu mai au niciun vitamine, nu mai au nici minerale, nu are fibre, nu are enzime, nu mai au niciun rost. Degeaba le mâncăm. Trebuie să mâncăm cât mai mult crude, să consumăm lucruri crude sau al dente. Deci dacă ai mâncat, să zicem, nu un dovleceil, să nu-l copți până să fie cremă. Că nu mai te ajută cu nimic, că tot ce este bun a rămas în zama respectivă, trebuie să folosești cât mai proaspăt sau al dente, să fie un pic gătit sau tras la tigaie, cum ar veni. Așa beneficiezi de tot ce este bun. Lucruri, tot ce este fast food, tot ce este plin de zahăr, care are conservanți foarte mult, îți scade imunitatea, că corpul tău nu le știe și atunci scade imunitatea la cote minime. Cât le folosești, cu cât primul lucru ești dependent de ei și scade și imunitatea, că nu are vitamine, nu are lucruri beneficii pentru corpul tău. Copiilor, e foarte important să mănânce fructe și legume, și carne, în general, pe toate felurile. Zama de oasă, care o folosim noi la ciorbă, ajută foarte mult pentru construirea un corp sănătos, plin de vitamine care le
nu le găsești în general tot ce înseamnă lucruri procesate, cum e fast food-uri sau de lucruri de genul ăsta, sau cartofi prăjiți sau lucruri nesănătoase. Noi avem un fruct care e foarte important, care noi nu-l băgăm foarte mult în seamă, poate e cătina. Cătina are niște vitamine C mai mult decât orice legumă sau fruct există. Aș recomanda pentru toate mamicile să folosească cătină în general pentru copii. Dacă amestecată cu miere ar fi și mai bine, că este o bombă de vitamina C și imunitatea ridică imunitatea la cote maxim. E problema că la adult poate să se deschide poftă de mâncare, cred că nu e recomandat foarte mult. Dacă o folosești o lingurită dimineața, e perfect, dar să nu exagerezi că o să se deschide poftă de mâncare și atunci să avem alte probleme.